Hai, ne așteptam că o să fie un meci greu, dar nici chiar așa. Am făcut o primă repriză care nu ne-a ieșit nimic, nici am lucrat la antrenamente în ultimele două săptămâni și din păcate mai avem mult de muncă și ne așteaptă o toamnă grea. Mihai, e ultimul meci pentru tine pe Arcul de Triumf, te așteptai să fie un pic mai diferit? Mă așteptam să fie mai diferit. Nu, deja băieții s-au dorit să facă tot ce e posibil, dar din păcate atât s-a putut astăzi. Nu am spus, avem mult de muncă, ne mai rămâne încă două săptămâni de pregătire, încă două meciuri. După care o să plecăm în Franța, da? Încă ce am arătat astăzi în prima repriză și în primele 10 minute din a doua repriză nu e România și asta ne dă de gândit la fiecare jucător care a intrat pe teren și a trebuit să ne punem întrebare ca de mâine să ne schimbăm puțin fața noastră. Au fost și emoții pentru tine? Ai emoții ca la fiecare meci. Dacă nu ai emoții la meci, nu simți că joci. Emoțiile vin după imn, dispar și după aia ne facem jocul, da? V-am mai spus, azi nu mi-a ieșit nimic și e păcat. E păcat că am muncit mult o luni de zile și azi am intrat puțin timid și nu nesigur pe noi. În momentele fixe, apărarea nu prea a mers în prima repriză și s-a văzut diferența pe tabelă. Încerc o dată scuze pentru suportă că nu am putut să le oferim victoria. Ne bucurăm că a fost stadionul plin și din păcate a fost ultimul meci pe anul acesta pentru România pe acest stadion. Și păcat că am terminat cu frângere. E și un semnal de alarmă faptul că am pierdut împotriva unei echipe care nu este calificată la Cupa Mondială? Ai semnal de alarmă? Este normal. Primul meci acasă, prima înfrângere, nu putem să zicem că toate sunt frumoase și la locul lor. La 31-17, parcă dacă nu mă înșel, nu sunt toate frumoase. L-am spus, ne pune pe gânduri și trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne schimbăm că timpul e scurt și ne așteaptă Irlanda pe 9 septembrie. Două părți de meci și foarte diferite, Mihai. În prima, unele greșeli au condus, iată, la un ecart mare, 31 de puncte, dar și o revenire foarte frumoasă care a lăsat o impresie plăcută publicului, nu? Era de așteptat, dacă nu ne schimbam în a doua repriză, suntem la 50 de puncte și nu cred că România, între America și România, e această diferență. Suntem două echipe echilibrate la același nivel, dar s-a făcut diferența de unele decizii în teren. Mai trebuie să ne urcăm moralul, altceva n-am ce facem. V-am spus, mergem la mondiale cu 4 meciuri grele, dacă mergem cu capul jos o să fie 100 de puncte și nu cred că ăsta e obiectivul nostru, să mergem la mondiale să fim 100 de puncte. Trebuie să mergem la mondiale să ne jucăm șansa noastră, v-am spus, să ne bucurăm de fiecare meci, să ne bucurăm că o să avem campioana mondială, că o să avem primul loc din lume, dar trebuie să ne schimbăm jocul nostru, să ne schimbăm atitudinea noastră în primul rând și să arătăm altceva pe teren, pentru că ce am arătat astăzi în primele 50 de minute nu e România.